Será que nós estamos? E aí, tchau, mete de mão aí, tio. Extremo momento médio de aldeia, tchau. Mas vem, bro. Faça sutilmente pular monumento. Faça 700 metri. Drumul este foarte bun. Asfaltat de anul trecut. Bine, mai are mici denivelări. Bate vântul, nu știu cât o să se audă din ceea ce spun eu. Da, mă bate un pic vântul pe aici, văd că. Și sper să se audă. După cum vă spuneam, drumul e foarte bun, asfaltat, înainte era dezastru era pe aici, dar acum e super fain. Mai sunt mici denivelări, eu am la călător roțile un foarte foarte tare, beton, m-ar veni aproape și de-aia unele denivelări mici le apar așa ca cum ar fi gropi, dar nu sunt. Drumul e foarte fain. Foarte fain, e umbră. Mă duc tot așa cu o viteză de 9 km la oră. Că nici pe aici nu este radar. Și vă arăt un pic, de aici începe, au început să facă modernizări. Vă arăt eu imediat ce modificări sunt pe aici, prin parc. De exemplu, am început să tai o grămadă de pomi, adică copaci, că nu cred că sunt pomi ăștia pe aici, că nu fac pomi, adică roade, numai copaci. Și probabil vor mai tăia și pe alți copaci, că văd că s-au răvit frumos pe aici. Pe aici erau mai mulți pomi. Nu pom, copaci. Uite, vedeți? Și ăla de acolo e tăiat. Ăla de mai în față cu roșu e marcat. Probabil că și ăla va fi tăiat. Aici nu, au fost mai mulți. Mai mulți copaci. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 5. O grămadă s-au tăiat. Nu știu care îi rostul, dar na, în fine, acum ce putem să facem noi? O grămadă de creni și înăuntru sunt o grămadă, o grămadă stăiați. Uite, restul de lemne și aici, cred că era un copac, da, era. Nu știu ce-o deranjat ăsta e pe marginea drumului. În fine. Uite aici, ne uitați. Uitați, copaci. Copaci tăiați, unul după altul. Uite aici, ne erau o grămadă, erau toți tăiați. Nu înțeleg care-i. În fine, gard viu a fost aici. Uite, se vede, hai să mă întorc acum. Un copac bătrân, care tulpina foarte. Și uite așa colonia. Deci foarte mulți. Dar în fine, nu, așa se modernizează. Așa, colonia mai în față, unde sunt bărăcile alea două. Data trecută, când am fost pe aici, că vine o mașină. Data trecută, când am fost aici, în zona bărăcilor, era o stivă mare, mare de lemn. Era, nu știu, ce să vă zic, așa vreo, după aprecierea mea, vreo 7-8 metri cub de lemn. Deci așa, după aprecierea mea. Îmi pare, eu n-am făcut poze, că n-am putut face poze atunci, că mă mișc un pic mai greu. Și când îți poate, uite, copaci. Copaci tăiați. Tăiați o grămadă de copaci. Asta e modernizarea. Ok.
Hai să mergem și prin parc. Aici e intrarea în parc. Aici pe ambele părți era gard viu. Astea le-au scos încă de pe martie. Am venit odată aici și atunci să lucra la un bul de escavator. Le-au scos din rădăcină. Din rădăcină a fost scos. Bun, aici au fost mai mulți copaci. Eu știu zona asta. Am venit de multe ori, da? S-au mai răvit, uite acolo, ia pe mijloc. Bine, am înțeles că o să fac niște un turn aici, una alta, probabil că, uitați, lemne tăiate. Uitați, aici este o grămadă, câți copaci credeți că au fost de aici tăiați? Uitați câte crengi sunt, o grămadă de crengi. Astea toate de aici au fost tăiate. După aia s-a dărâmat acest rondou. Aici era un rondou cu flori. Era un rondou cu flori și... Și astea s-a... S-a tăiat de aici. Și aici ajungem la monumentul lui Mihai Viteazul și mănăstirea. Și pe aici, o grămadă de copaci au fost tăiați. Și uite că ajungem la monumentul lui Mihai Viteazul. Sunt 2-3 turiști, au venit acum cu mașina. Da, mai sunt. Hai că mergem înăuntru un pic și la mănăstire, să vă arăt și mănăstirea. Foarte frumos pe aici. Vă dăm o tură și prin mănăstire. Aici e intrarea de la mănăstire. Și aici s-a făcut frumos. Aici e foarte rău drum. Adică foarte rău pentru mine ca căruciorul. E foarte rău de piatră. E foarte frumos. Cum s-a amenajat iarbă de gazon cu trifoi. Este o biserică foarte frumos, logi, un loc foarte frumos pe aici. Dacă e mai rău pentru cu căruciorul. Căruciorul nu e așa. Adică, na, e destul de accesibil. Mă duc încet. Nu vă... Ăsta... Se aude niște pognituri. Să... Telescopele. Telescopele căruciorul are arcuri. Și telescopul. Uite, aici vine o zonă foarte... Care îmi place cel mai mult. Asta e zona care îmi place cel mai mult de aici. Îmi place cum e amenajat. Cum e... Oricum e liniște aici. Trebuie să vină într-o seară. Când se mai încălzește afară, o să vină într-o seară. Într-o seară când e întuneric. Aici deja e partea cealaltă.
Aici sunt niște garaje. Trei garaje. Nu mai cobor pe aici, că după trebuie să urc pe partea alaltă. Și fiind și drumul așa cum e. Ok. Cam asta e. Acum o să bată soarele un pic din față. Dar asta este. Ce să facem? Loc liniștit. S-aude cucu. Auziți? Cu ureca, cu eco. Este destul de rău. Și de asta mă duc încet. Trebuie să vă arăt cu tocă. Să bate toca. Aici. Mi-a promis părintele că va face într-o zi o rampă. Nu știu când va fi asta. Ca să pot intra în clădirea bisericii. Bine, acum, de la promisiune până la faptă, este un drum foarte, foarte, foarte greu și anevoios. Parcă dau o tură. Mă duc o tură sus pe monumentul lumea viteazul. Dau o tură la Valpa. Este accesibil, se poate urca căruțorul, este accesibilizat din anii 70-60, când a fost făcut. Deci asta este o idee foarte, foarte bună. Și cam asta e monumentul lui Mihai Viteazul.